A, salutat lume și bine ați venit la un episod. Suntem acum cu amicul nostru, Bixera. Am venit aici pe Magic Scar. Dracului, nu știu dacă e pronunțat bine numele. Și mine mai am un Dark Steel. Cred că, guys, cred că e a cincea oară când efectiv încerc să filmez un episod. Deci băieții ăștia, disperați ăștia, da? Vin acolo și încep să dea pe satine, că doamne iartă-mă, zici că parcă le iei pâinea din pe gură. Cam adevărul că le iei pâinea de pe gură, dar dacă ei stau toată ziua cu 100.000 de caractere pe aici, ia-le pe ăsta. Doamne, frate, bă, deci, uite-te, frate, cred că unul și-a dus și a să-mi sparge calculatorul, nu hate pentru oamenii care joacă aici cu 1.000 de caractere, dar, frate, calm, că sunteți să mă bată tata. Zici că nu știu de pe unde veniți. Bă, dacă apuc să-l fac pe ăsta, că ăsta l-ați văzut și pe live-ul de, sâmbătă. Dacă apuc să-l fac pe ăsta, clar că e ok, destul de ok, de acolo e legendar, acolo e cealaltă, na, ce să mai zic altceva. Asta e. Încercăm și noi pe cât putem, dar, pe un exemplu, pe aici la clan parcă vedeam Bixera, nu? Da, aici. Available, deci când se poate deschide un exemplu. Eu am avut unul din două de la gata folosite, aici la Magic 1F, de la 00, deci un exemplu de la ora 6 după masa ar fi, se va da un restart tot timpul și atunci după aia o să ai pergamente de asta care poți să intri, un fel de cheiuri și poți să dai pe una, mergi și cauți, să dai pe ăsta aici, că nu poți, nu mai pronunț acum numele, că la ce nervi am, efectiv, nu mai știu de mine. V-am zis, de 5 ori am încercat să înregistrez videoclipul. Așa că, hai să vedem dacă apucăm. Am făcut deja mai multe iteme și mai departe. Trebuie să fac asta plus 5, hai să vedem dacă putem acum să-l facem. De multe ori am observat că și la plus... Nu cred că o să mergem la plus 5. Ba. De posibil să și pice. Adică, hai să vedem. Uite, odată, de două ori a picat. Puf, nu m-am. Mi-a făcut numai plus 4. Că mai iar trebuie să stau la minat. Nu știu cât a zis înainte. Trebuie să mă duc 1.000. No, hai că după 1.000 poate avem și noi noroc. Să-l fac plus 5. Armasă de 4 roman. Mai avem destul de multe. Trebuie să mai deschid și asta de pe aici. Asta vedem ce-mi dau. Mamă, ce mi-a dat pe aici. A dat destul de multe. Bine, e bun. Mamă, ce mi-a dat pe aici. Hai să vedem un exemplu. Dacă mă duc și le pun pe una de aici, să zicem. Scoatem pe asta. Super. Nu știu dacă fac bine, dar... Nu am făcut bine deloc. Mi-a povestit cineva că alea roșii sunt cele mai ok. Da, 155. E acum s-o mor în 3. Și vedeți ce gulde are, nu? Adică o să vă așteptați și la chestii de genul când sunteți pe aici, că n-ai ce. Am încercat să mă bat cu playerii. N-ai nicio șansă, aici fac pe cap băieți, disperați rău, mă. Mă crezi că și asta o să mă atace. La level 53, 51 cad PS. Eu am level 40, uite cât PS am. M-am gândit că... Na, dacă era una legendară sau una roșie, pun a doua o să rea, de nu... Mă să bine, bun, mai avem. Opa, de repot să dau la plus 5. Țeleți-mi pumnii, băieții. Fail. Doamne, nu cred așa ceva. Da. Am un de... Plus 5. Poftim. Fac un challenge. Plus 5. Ah, da, challenge. Hai să vedem cât iese plus 5. Dacă nu pot să mai fac rost de Dark Steel de astea, crede-mă că aș face, da. Ia, m-am 26 de minute, dacă vine unul și mă omoră, m-am dus. Fără ne fi să puteau măcar de 4-5 ori pe o legendară. Dar pe lampă ru,
Știți voi de la ce vine. Să nu facem pe aici mai multe chestii. E la graniță la noi, nu? Știi și voi la ce mă refer. Trebuie să mă duc să mă dau și astea. La tetar 2, la skill-uri. Acum am 13 lovituri, 12, na. Cum sună pe aici? Bă, pe adevărul să o spun așa, chiar ar fi un challenge destul de mare să fac plus 5. Nu știu, de la cum avansez în plus, cam e pe greu să tot dai la plus. Adică, pe efectiv, și la plus 3 este că pușcă. Și chiar că nu e bine. Ia un exemplu aici, Magic Square, ce-am luat, ce loot am luat, 3.3k de Darksteel, experiență, bănuți, coinuri. Da, avem și frunza asta, leaf-ul ăsta. Ia, iată cum stă pe aici, level 40, 25. Nu prea mare bate, că e diferență de 5.000, da? Nici nu vreau să încerc. Cred că titlul așa o să și fie Mission Impossible la Darksteel. Pe în Portal la Magic Square. Cred că așa o să fie și titlul efectiv, deci n-ai ce. Misiunea Imposibilă 10, că s-au mai invitat niște filme pe lângă. Am niște chestii, cred că mă răcesc și eu. Dacă pe mâine pe live mă auzesc că-mi trag nasul, să știți că... Pa. Eu ce era să fac, ce prostie era să fac acum. Bun, hai să mai dăm încă o dată la plus 5. Bine m-au reușit. Nice. A reușit plus 5. No, hai să căutăm acum încă o chestie. Încă o piatră de asta să minăm. Dacă prinde, că deja cam mult stăm din câte. Am o 5 legendare direct. Cum ar fi? Ia, m-am 23 de minute. Hai că s-a spawnat una. Mamă, dar cum stau ăștia cu 100.000 de caractere, fii atent la ei. Stă unul în altul, 3 caractere, unul în altul. Și aia, viață, frate. Cred că rupe calculatorul ăla în două. La ce... asta e, ce să facem, e bătaie mare pe treaba asta. Dacă vă mai aduceți aminte, cred că din... Darksteel-urile astea a scos bani și păi dai seama că lumea disperată pentru un dolar, pe efectiv. Hai, ce zice, mami, hai că am reușit să scot un dolar de pe Mir 4. Adică, no hate pentru cei care așteaptă treaba asta. Nu merge totul din prima, trebuie să laminat ani. Ani. Într-un an și un pic ai fi destul de tare și clar că ne-ai mai avea treabă dacă vine unul și se face pe că încearcă să facă pe ca, adică... Oh, perfect! L-am luat pe ăsta. 3 caractere. Toți 3 chinezi. Bine, mai avem mai multe specimene pe aici, da. Hai să vedem la guildă. Bă, vă așteptăm și pe guilda voastră, nu știu dacă am zis. Pe guilda noastră, gen. Mi-a zis liderul de la guildă, că în caz dacă vrea cineva să vină, poate să caute, un exemplu, te duci aici la steagul ăla, de la clan, nu clan info, pe unde ar fi fost? Stai că l-am găsit înainte. Clan list, scrie, dai cu pe search, Europe, și a aplicat, aici o să scrie cam câte PS-uri vei avea nevoie pentru a aplica. Na. Bă, misiunea imposibilă s-a făcut. A făcut plus 5 arma. Acum o să mergem încetul către arma de rar. Nu știu dacă putem apuca noi treaba asta. O să vedeți asta din următoarele episoade. Și
Da, pot să dau aici un exchange să-l fac, dar nu prea. Așa că ne auzim pe mâine, guys, la un live din nou dimineața cu Fortnite și după asta ne băgăm pe Mir 4. O să încercăm să le facem misiunile și ce mai avem de făcut, că astăzi am făcut un exemplu la Mystery. Trebuie să-l mai facă și aici, la Mare Needle. Avem destul de multe de făcut. Da, am făcut asta 3, trebuie să mai deblochez. Mamă, n-am ce să mai zic, așa că dacă ți-a plăcut acest episod, cringe, că tras de nas și răcit și așa mai departe, nu uita să apeși pe butonul de like și subscribe, am fost Happy și îți urez o seară cât mai frumoasă, pa, pa!